Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Invitatul meu de astăzi, Mihai Raneti, expert în securitate cibernetică, deținătorul uneia dintre companiile de IT din Ploiești. Te salut, Mihai, și îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Te salut, Victor, și îți mulțumesc pentru invitație. Invitația nu este întâmplătoare. Știi, Mihai, în ultimele zile au existat niște atacuri cibernetice venite, se pare, din partea unei grupări de hackeri pro-ruși, Killnet se numește. S-au luat în bâză un pic și cu fostul premier Florin Câțu. Dar mai asta n-ar fi atât de grav. Grav este faptul că au atacat site-urile unor multor instituții ale statului, au atacat site-uri media. E greu de înțeles pentru un profan ca mine ce sunt aceste atacuri, ce urmăresc, care ar fi rezultatul pe care l-au dorit acești hacker ruși, cum pot fi contracarate, cum pot fi, știu eu, prevenite astfel de atacuri. Dar hai să am pus foarte multe întrebări, drept dovadă că nu știu nimic despre acest subiect și de aceea vreau foarte multe răspunsuri de la tine. În primul rând, ce reprezintă aceste atacuri? În primul rând, atacurile cibernetice sunt de mai multe feluri. Cele mai simple sunt atacurile de tip denial of service, adică, pe scurt, presupunem că un web există un site, iar acel site fiind găzduit, este găzduit undeva și se încearcă foarte multe încercări, zeci de mii sau sute de mii de încercări neautorizate, care par la prima vedere legitime ale acelui server ce găzduiește cele site-uri. Adică, practic, să presupunem că sunt utilizatorii normali, utilizatorii care vor să acceseze acel site. Iar la un moment dat, un atac de genul acesta înseamnă o încercare, înseamnă inundarea acelui server cu un număr masiv de utilizatori care, bineînțeles, că sunt falși. Adică acele încercări de acel site-ului sunt falși, pur și simplu generate astfel încât să pară ca să poată fi mascate ca utilizatori absolut normali. Ce se întâmplă în situația aia? Practic, serverul nu mai poate răspunde, o să apară diferite mesaje de eroare. Serverul nu mai poate fi accesat de către utilizatorii normali, pentru că acei utilizatori, să zicem așa, mai puțin legitimi, încearcă, probabil, nu știu, dar aș da un număr tot la iurea, să zicem 20.000 de încercări pe secundă. Ceea ce înseamnă că foarte puțin dintre utilizatorii normali ar putea intra acolo. Al doilea tip, un alt tip de atac întâlnit este exploatarea anumitor programe. De exemplu, fiecare site web este compus din mai multe bucăți de programe software. Dacă acele bucățele de programe software nu sunt actualizate la timp, înseamnă că pot fi exploatate. Un exploit, cum așa se numește, este o modalitate de a înlocui sau de a periclita buna funcționare a acelui program software. Ceea ce înseamnă că se pot înlocui fotografiile, se poate spune dintr-un site web, se pot modifica date de acolo. Același lucru se întâmplă și în cazul serverilor de e-mail. Practic, acel server de e-mail primește zeci de mii de mail-uri pe secundă, astfel încât persoana care folosește acel serviciu de e-mail nu va mai putea să-și facă treaba într-un mod absolut decent. Sunt mai multe tipuri de atac. Sunt atacuri targetate către rutere, către servere DNS. Numărul și tipul de atacuri este destul de diversificat, dar în general targetează anumite lucruri destul de simple. Trebuie să îți spun, Mihai, și ție și celor care ne urmăresc, că sâmbătă și actualitatea prahoveană a fost ținta unui astfel de atac. Noi am avut, spuneau colegii care se ocupă de zona aceasta software, spuneau că am avut undeva la 90.000 de mesaje, request-uri pe oră, ceva de genul acesta. Site-ul a funcționat mult mai greu. Din fericire, colegii noștri sunt niște genii, îmi place să-i laud. Au reușit să rezolve, cred eu, destul de repede această situație de criză. Cred că mai repede decât s-a rezolvat în cazul multor site-uri de stat. După care eu m-am uitat pe lista celor atacați de această grupare de hackeri, Killnet, și am văzut pe zona media niște nume importante din media românească, ceea ce ne-a făcut să ne simțim oarecum onorați de faptul că am fost și noi alături de cei din media națională, am fost ținta unor astfel de atacuri. Dar ce urmăresc aceste atacuri? Doar oprirea funcționării site-ului? Întreruperea unor funcționalități de bază ale site-ului. După aceea va fi nevoie de un efort de remediu pentru remedierea acestei situații. În general, este un disconfort. Dar acest disconfort poate varia de la
incapacitatea de a accesa adresa de e-mail sau site-ul. Un website va câștiga, de exemplu, și din reclamă. Perioada în care reclama nu rulează pe acel site, într-adevăr este o reclamă, sunt bani care se pierd. Da. Disconfortul poate ajunge din nefericire și la niște lucruri un pic mai complicate și mai dure, să spunem așa. Dar de cele mai multe ori este un disconfort. Ar putea exista mai multe probleme datorită faptul că există două inițiative europene care reglementează partea de securitate cibernetică. Prima este de NIS-ul, Network Internet Security, și a doua ar fi GDPR-ul. Adică dacă un site, de exemplu, găzduiește informații private despre utilizatorii acelui site, asta o spun în mare așa, atunci acea entitate este eligibilă pentru amenzi de parte de GDPR, pentru că nu și-a protejat foarte bine partea de infrastructură. Deci ar putea fi niște pericole acolo, însă în principiu pleacă de la zona de disconfort. Sunt lucruri care nu se întâmplă de ieri de azi. Aceste atacuri sunt mai vizibile. În general, atacurile cibernetice serioase nu prea se văd. Se văd foarte greu și sunt mult mai greu de identificat. Dar ce au făcut de la gruparea asta afiliată Kremlinului și al McKillnet a fost o chestie vizibilă care s-a dat, ok, putem face treaba asta. A fost și ca un avertisment, înțeleg. Hai să spunem, ar putea fi și un avertisment. Am înțeles. Pe mine m-a amuzat foarte tare faptul că inclusiv site-ul CFR-ului a fost atacat. Eu mă gândeam că CFR-ul e un dezastru și fără să fie atacat, nu înțeleg de ce l-au mai atacat hackerii ruși și de ce ar opri cineva vreodată site-ul CFR-ului, despre care bănuiam că ar putea exista, dar nu eram deloc sigur că au mers cu modernizarea până la a-și face și un site. Da, iată, avem dovada, CFR-ul are site. Prin faptul că l-au atacat hackerii roșii. Ar putea fi urmate aceste atacuri de la sfârșitul săptămânii trecute. Ar putea fi urmate, știu eu, de ceva mai grav, de. Eu, uite, Mihai, fără să am niciun fel de legătură și niciun fel de cunoștință cu această lume a hackerilor, a atacurilor, habar nu am. Știu că există, dar doar atât. Am văzut în niște filme, de exemplu, că niște hackeri au intrat în sistemul cibernetic, nici nu știu cum se numește, al unei municipalități și au modificat modul de funcționare al semafoarelor, de exemplu. Am văzut într-un film. Ar putea fi posibil, s-ar putea întâmpla, nu neapărat pe semafoare, evident, dar ar putea să intre pe, nu știu, rovaccinare. Te ascultam când vorbeai despre date personale. Rovaccinare. Foarte mulți români mai întâi s-au înscris pe această platformă pentru a se programa pentru vaccinare. Și acolo sunt cantități uriașe de date personale ale foarte multor cetățeni români. Ar putea intra să fure acele date personale? Probabil că da, ar putea intra. Din nefericire, în general, statul român are foarte multe baze date care nu sunt conectate între ele. Adică acele informații personale se regăsesc în mult mai multe dintre aceste baze date personale care sunt sub administrarea diferitor instituții. Răspunsul pe scurt, da, este posibil așa ceva. Nu cred că în cazul, în exemplu oferit de tine, și anume cu vaccinare, s-ar putea întâmpla, pentru că acolo platforma a fost făcută administrată de STS, din câte știu. Presupun că sunt niște reguli respectate și că totul este mult mai sigur. Am dat un exemplu de site care găzduiește foarte multe date cu caracter personal. Presupun că și un site de comerț electronic, atâta timp cât îmi fac un cont și îmi trec acolo anumite date, poate fi atacat în acest scop. Pot fi prevenite într-un fel astfel de atacuri, chiar venite din partea unor hackeri ruși? Evident că pot fi prevenite. Sunt destul de multe modalități prin care multe din aceste atacuri pot fi mitigate, pot fi chiar și prevenite. Varianta cea mai sofisticată ar fi folosirea sistemului de tip Cloudflare, care, mă rog, identifică atacurile până ajunge, au o set de modalități specifice. Există și alte modalități care pleacă de la lucruri simple, gen folosirea unor parole greu de ghicit, actualizarea sistemelor, folosirea probabil a sistemelor open source, angajarea probabil mai multor oameni care se ocupe de aceste sisteme, testarea constantă a securității cibernetice. Toate lucrurile astea făcute într-un mod constant pot împiedica, cred că 99% dintre toate aceste atacuri cibernetice.
însă reprezintă mai degrabă problema pentru care atacurile se întâmplă. Este mai degrabă o chestie care ține de o iluzie, și anume noi credem, în general, luăm în calcul securitatea cibernetică doar atunci când ni se întâmplă ceva. Avem o mare problemă de a gândi în termen de prevenție a acestor atacuri. Dar răspunsul pe scurt, da, se poate face. Și mai mult atenție la prevenție, care sigur înseamnă niște bani cheltuiți în plus, dar iată, câteodată își arată foarte clar utilitatea. Am vorbit până acum despre site-uri ale unor instituții de stat sau ale unor instituții media, dar știu eu, persoanele private pot fi atacate de acești hackeri. Mă refer la conturile de mail, mă refer la conturile de pe rețelele de socializare. Dacă hackerii ruși observă că un cetățean român își exprimă foarte apăsat și foarte frecvent antipatia față de politica Kremlinului pe rețelele de socializare, ar putea deveni, știu eu, o țintă, poate chiar o victimă a acestor hackeri ruși? Dacă persoana este pe VKontakte, adică pe Facebook-ul rusesc, da, probabil că ar putea deveni o victimă. Problema este și la Facebook. Facebook, Instagram, Gmail nu sunt conturi personale. Sunt conturi care aparțin unor entități americane. Facebook este aparține companiei Meta, Google, Gmail aparține companiei Google, Instagram, TikTok, fiecare au în spate o companie. Într-adevăr, există date personale, gen fotografii, care sunt stocate fie în aceste cloud-uri, fie la nivel personal pe telefon. Regula de bază, sunt două, trei reguli simple și acolo. În general, platformele, accesul la platforma trebuie să conțină la fel niște pale extrem de greu de ghicit, eventual de folosit sistemele cu autentificare dublă, gen un mesaj care se transmite prin SMS, care să completeze parola. Evitarea datului clicului pe anumite link-uri care par dubioase. Adică, în realitate, niciun prinț nigerian nu o să ne, și nici o mătușă de pe undeva nu o să ne anunțe pe noi pentru un SMS că am câștigat 1 milion de euro. Ce bine ar fi! Da, probabil. Dar se pot evita foarte multe din aceste lucruri. Adică, cu puțină prevenție și cu puțină conștientizare a efectelor pagubelor care pot fi produse, cred că ar putea să gândim un pic altfel. Și dau un exemplu. Pentru mulți dintre noi, Facebook, Instagram, poze în telefonul personal sunt pozele care sunt legate de o viață. Și atunci, dacă nu protejăm acele informații, practic ne protejăm tot ceea ce înseamnă acele momente care au fost surprinse în acele fotografii. Și tocmai de aceea, din punctul meu de vedere, ar trebui să protejăm acele fotografii ca și cum am protejat casa noastră. Nu am vrea ca cineva să intre, ok, hai să nu închidem ușa, oricum nu o să intre nimeni. Nu am vrea ca cineva să aibă acces la detaliile legate de viața noastră personală. Și asta este un lucru foarte, foarte, foarte important. Ca regulă generală aș recomanda să existe o evitare a postării unor fotografii care țin de natură personală, gen copii mici, situații, anumite lucruri. Pentru că fiecare asemenea fotografie ar putea facilita accesul acestor hackeri. Bineînțeles, parolele care sunt un rău necesar ar trebui să fie niște parole incredibil sau greu sau incredibil de greu de spart. Să nu fi parole banale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, să fie niște parole pur și simplu greu de spart. Da, acum mulți ani când a apărut internetul în România și n-am putut face conturi de e-mail, țin minte că puneam fiecare dintre noi o parolă foarte scurtă, foarte ușor de ținut minte. Numele cățelului, știu eu, pisicii, etc. După care am fost atenționați că să punem o cifră, să avem o parolă de minim câteva, nu știu, 8 caractere, după care să adăugăm o cifră, după care un semn. Adică lucrurile s-au complicat din ce în ce mai tare. Mi-e teamă să nu ne pună să punem câte o poezie sau chiar un roman al lui Dostoevski, de exemplu, pentru că el e cunoscut pentru volumul volumelor sale, dacă mi-a permis această exprimare. Dar pare foarte important, ascultându-te, mi-am dat seama că e foarte important, pentru că altfel ne putem trezi că trimitem mail-uri tuturor prietenilor. Iar dacă ar fi doar o farsă, n-ar fi mare lucru, dar dacă fiecare dintre noi ne-am trezit că am trimis mail-uri prietenilor prin care le solicitam o sumă de bani împrumut, deja lucrurile sunt ceva mai serioase. Nu, se poate ajunge la această situație, nu?
Se poate ajunge și paradoxal destul de ușor la această situație, adică statistic, chiar și acum undeva 50-60% dintre toate parlele din lume sunt foarte ușor de ghicit. Adică nici nu este nevoie foarte mare de a folosi programe speciale care să încerce constant în diferite metode spargerea acelor parole. Oamenii general folosesc parole foarte simple, revenim cum crezând, presupunând că fie nu sunt suficient de importanți pentru acele persoane, fie că nu le se va întâmpla lor. Iar aceste două presupuneri sunt, în lumina mea părere, în mod fundamental greșite. Programele antivirus ne pot ajuta, știu eu, să respingem ca persoană sau știu eu, ca deținătorii unui site, să respingem astfel de atacuri? Adică dacă îmi instalez pe calculator, pe laptop, un super program antivirus, am șanse mai multe, sunt mai protejat? Niște șanse mai mari, da. Programele antivirus funcționează într-un mod destul de interesant care le face susceptibile. Adică multe atacuri cibernetice ignoră total programele antivirus. Și anume, programele antivirus funcționează în felul următor. Eu știu cum arată acel virus sau acea bucată de software malicios și doar după ce știu cum arată pot să scriu un program care să combat. Însă, din nefericire, de multe ori sunt așa folosite așa numitele zero-day exploits, adică exploituri care nu au fost, se exploatează bucăți sau vulnerabilități care încă nu sunt acoperite de programele antivirus. Și, ok, există modalități pentru care și chiar și în această situație se pot evita foarte multe lucruri. Recomandarea ar fi, da, în continuare trebuie să se folosească un program antivirus. Ar mai fi o recomandare când mergem cu telefonul sau cu laptopul în cafenele, în restaurante, să folosim un VPN. Un VPN este un program software care anonimizează legătura noastră cu internetul. Sunt VPN-uri și free, nu le-aș recomanda neapărat, dar sunt VPN-uri care pleacă de la un euro pe lună, ceva de genul, și care le oferă încă un sistem, încă un nivel suplimentar de protecție. Lucrurile astea sunt destul de simple. Gândiți-vă că cineva, în momentul care a folosit un telefon sau un laptop și duce într-o cafenea, IP-ul sau, mă rog, ce se întâmplă, IP-ul acelui laptop este văzut, poate fi văzut foarte ușor de către orice persoană care este în acea cafenea. Și, în general, presupunem că cei care au cafenea sau restaurantul se ocupă, că acea router este securizat, care parole care trebuie. În general, nu se întâmplă nici asta. Sunt niște reguli de bun simț, adică într-o să nu am foarte mult, sau ok, se poate folosi infrastructura 4G, 5G. Într-adevăr, acea infrastructură este prin definiție un pic mai sigură. Dar tot aș recomanda chiar și cazul la un VPN. Mihai, iartă-mi ignoranța. Ai spus că oricine poate obține IP-ul nostru. Și ce poate face cu el? Poate face destul de multe lucruri. De la mina criptomonede, de la instala software malițios, aș putea să folosesc IP-ul tău, Victor, pentru a infecta unul dintre prietenii, corect? Și atunci acel prieten va vedea că tu l-ai infectat, nu nimeni altcineva. Și nu va mai fi prieten. Da. Dar se pot face, din nefericire, foarte multe lucruri. Nu cu IP-ul în sine. IP-ul este o adresă fizică, o adresă a unui calculator. Ideea se poate mapa. Sunt mai multe. Problema este că adresa IP este folosită toate programele software, să spunem, care există în interiorul laptopului sau al calculatorului. O serie din aceste programe pot avea vulnerabilități. Iar faptul că știu că în spatele acelei adrese IP există o grămadă de software care are niște vulnerabilități, face ca acel laptop să fie vulnerabil prin definiție. Da, nu sună deloc încurajator ceea ce mi-ai spus până acum. Mihai, întâmplător sau nu, în aceeași perioadă cu atacurile rușilor de la Killnet, s-a desfășurat și, nu știu, o campanie, o altă serie de atacuri, nu știu cum se numesc exact, pe rețelele de telefonie mobilă. Chiar operatorii au trimis SMS-uri utilizatorilor: domne, dacă primiți, nu dați click pe link-uri, iar dacă ați apucat să dați, uitați, vă oferim noi un ghid cum să faceți să scăpați. Aceste atacuri pe telefonia mobilă, ce urmăresc de fapt? Ce beneficiu, indiferent de natură, aduc celor care lansează astfel de atacuri? Beneficiile sunt în rețeaua de telefonie mobilă, rețeaua industrială. Infrastructura critică este foarte importantă pentru buna funcționare a societății dintr-o anumită țară.
Orice întrerupere sau orice încetinire a acestei bune funcționalități va crea o serie de probleme pe undeva. O antenă de telefonie mobilă este o antenă destul de scumpă. Practic vor apărea întârzieri în primirea, trimiterea mesajelor, vor apărea probleme la viteza internetului. Gândiți-vă că multe antenele de sunt spitale care folosesc antene de telefonie mobilă. Ele fac parte așa de infrastructură critică. Întreruperea acestei infrastructuri poate reprezenta un avantaj pentru un atacator. Motivele sunt destul de simple. Fie va exista un fel de ransomware, adică voi încerc să instalezi niște programe pentru care a le putea dezinstala, voi pretinde niște bani. Fie pur și simplu, dacă în general sunt actori statali, sunt multe din atacurile astea sunt atacuri de testare ale infrastructurii critice. Multe din atacuri au scopul foarte clar de a încetini acea bună funcționare a acelei infrastructuri. Fiind vorba despre actori statali, într-adevăr, există de foarte mulți ani ideea de acestor războaie cibernetice. Probabil că lucrurile astea vor continua și vor crește în amplitudine în următorii ani. Asta se va întâmpla cu siguranță. Sigur ne vor afecta și pe noi, pentru că sigur ne vor afecta și pe noi, ceea ce înseamnă că trebuie să fim un pic atenți la conduita noastră în spațiu online. Și cum prin conduită mă refer la folosirea acelor lucruri care sunt pur și simplu de bun simț. Pe parole, un VPN, chiar și un antivirus. Aceste lucruri, actualizarea sistemelor, evitarea descărcării programelor de pe torente sau din alte locuri în care nu le putem, prin care nu putem avea un foarte mare control. Dar accesul, întrebarea ta a fost legat de infrastructura critică. Infrastructura critică are un rol particular în aceste atacuri cibernetice, pentru că hai să ne imaginăm că aceste atacuri cibernetice ar putea bloca pentru o oră, două, tot ceea ce înseamnă infrastructura de telefonie mobilă din România. Timp de două ore nu am putea fi în contact unii cu ceilalți. Da. Și deși nu pare la prima vedere ar fi, domne, e ca și cum mi-aș lăsa telefonul la casă timp de două ore, dar lucrurile nu stau deloc așa, pentru că nu au telefonia mobilă nu este folosită doar pentru conversații așa de politețe și de amabilități, ci și cu totul și cu totul alte scopuri. Mihai, ai mai spus tu la un moment dat și voiam neapărat să te întreb, ai spus ceva de niște site-uri dubioase, suspecte, nu mai știu exact expresia ta, să nu intrăm pe site-uri suspecte, dubioase. Cum recunosc astfel de site-uri? În primul rând, cel mai folosit browser în România este Google Chrome, probabil. Da. Și Google, dacă ne uităm de fiecare când stăm într-un... În general, dacă nu văd, să spunem că scrie, nu știu, CNN.com, da? Dacă nu văd adresa foarte clar acolo, sau este mascată de URL shortener, adică bit.ly, aceea maschează practic adresa URL într-o chestie mult mai mică. În spatele acelui URL shortener ar putea să existe un site care este malițios. Dacă folosim Google Chrome, o să că la Google Chrome, în momentul în care conexiunea este securizată, apare un lăcățel și o chestie, ori un lăcățel, ori conectă ceva cu verb. Deci este o conexiune, iar acel site este legitim, este cine da. Trebuie. Există modalități deci, în care... Deci CNN.com și, de exemplu, îmi trimite chipurile, îmi trimite cineva o cunoștință, un link la CNN.org. Eu nu stau să văd că este un link de CNN, dar nu citesc și terminația. Nu urmăresc să văd că este .com da. Și el este de fapt .org. Dacă este .org, mai bine îmi văd de treabă și îmi pun curiozitatea în cui și îmi văd de treabă, nu dau niciun fel click pe linkul respectiv, nu? Da, după aceea link-urile, evitarea link-urilor trimise prin mesaj, primite pe WhatsApp, prin diferite alte modalități de comunicare, mă rog, internet. Evitarea acestor lucruri, în principiu. Evitarea acestor lucruri trebuie orice mesaj care conține un link, a trebuit tratat cu suficient de multă precauție. Indiferent de la cine l-am primit și indiferent pe ce mijloc de comunicare l-am primit. Inclusiv din mail-uri, cam peste tot. Orice link a trebuit în general evitat. Și ultima întrebare și ultimul subiect pe care vreau să-l abordez cu tine, Mihai. Uite, în zona mea de confort, așa, eu îmi imaginam următorul lucru. Că există în lumea asta niște băieți răi care stau noaptea în fața unor calculatoare cu niște tastaturi imense, cu niște ecrane imense și tastează foarte, foarte repede. Au hanorac, își pun gluga pe cap, au niște pahare uriașe cu tot felul de sucuri răcoritoare sau
amestecate cu băuturi alcoolice distilate tari, scrumierele pline pe lângă ei și încearcă să facă rău în jurul lor. Dar în același timp există și niște birouri luminoase, spațioase, cu niște oameni îmbrăcați la cămașă, eventual chiar și cravată, care printre cafele și cu multă bună dispoziție resping atacurile celor răi. Știu că imaginea pe care mi-am creat-o eu cu ajutorul cinematografiei, cu ajutorul, știu eu, articolelor de presă, sigur că este distorsionată și e departe de a fi, de a corespunde realității. Dar întrebarea mea este: cât de apărați suntem noi, cetățenii, cât de apărate sunt site-urile instituțiilor de stat, de cei care, pentru că există niște oameni care sunt plătiți de statul român să apere din punct de vedere cibernetic și cetățenii și site-urile instituțiilor, cât de apărați ar trebui să ne simțim? Probabil că destul de apărați, pentru că bănuiesc că și cei de acolo stabilesc nivelul acesta de apărare în funcție de importanța infrastructurii pe care o apără. Adică există infrastructură critică care e mult mai importantă, există site-uri care nu sunt de importante. Până la urmă, un site al unei firme pică oarecum pică în egală măsură din punctul acela. Ar trebui să fie cel puțin egală măsură și în respectul acelei firme. Adică nu ne putem aștepta să vină sau să ne apere peste tot toate situațiile. Instituțiile guvernamentale bănuiesc că sunt destul de bine protejate, adică acest atac nu se întâmplă doar acum doar a fost vizibile. Se întâmplă de mulți ani. Există clar un război care se desfășoară de foarte mult timp în spațiul acesta virtual, să-i spunem. Cred că pe ansamblu, cât timp nu există întreruperi cu energie electrică, cât timp infrastructura critică necesară vieții de zi cu zi nu este afectată, putem considera că suntem suficient de bine apărați. Acum, când vine în partea cealaltă, partea companiilor, partea persoanelor fizice, cred că mai degrabă aici este mai important, mult mai important este nivelul nostru de protecție, pe care îl oferim noi. Adică, da, infrastructura, ce se numește netul, cablul de net, toate lucrurile astea sunt și în apanajul probabil al instituțiilor de stat, al anumitor instituții de stat, dar ce facem noi cu ele ar fi responsabilitatea noastră. Și pe scurt, cât timp există lucruri care nu ne afectează, gen întreruperea cu curentul electric, s-a mai întâmplat asta și în Ucraina și în țările baltice și în țările nordice, cât timp nu avem problema asta, putem presupune că suntem suficient de bine apărați. De datele noastre personale, suntem mai degrabă noi responsabili în prima etapă și tocmai de aceea conștientizarea acestui fapt ar trebui să ne facă să fim mai atenți și un pic mai consecvenți în ceea ce facem online. Hackerii, de fericire, nu sunt reprezentat doar de către acele clișee care apar în filme. Într-adevăr, sunt sisteme complexe care pot apăra de atacuri cibernetice, sunt diferite modalități. Cred că recomandarea mea ar fi să ieșim un pic din aceste clișee, pentru că clișeele astea fac mai mult rău decât pare, pentru că acolo apare problema pe care am auzit-o toți, okay, cât de important sunt eu pentru oamenii. Un om nu este important probabil pentru oamenii, dar 100.000 de oameni sunt foarte importanți. Pentru că 100.000 de calculatoare compromise reprezintă o platformă de atac incredibil de puternică la ora actuală. Am înțeles. Și când spune că un om nu reprezintă mare lucru pentru hackerii care au atacat, mă gândeam că un om, chiar dacă este al doilea om în statul român, nu reprezintă mare lucru, pentru că l-au confundat pe Câțu cu Ciolacu, ceea ce a stârnit evident furia domnului Câțu, dar mai bine nici nu intrăm în acest subiect. Mai spun doar că rușii de la Killnet s-au amuzat teribil de declarația domnului Câțu, care a spus: ce fel de hacker sunt ăștia care nu știu cine conduce Senatul și cine conduce Camera Deputaților. Și au dedicat un clip în care domnul Câțu, evident, este contrafăcut clipul video respectiv. Domnul Câțu apare cu figura dumnealui, dar pus pe corpul, cum se numea doamna aceea actriță care juca în filmul acela celebru cu Salva Mari. Și a avut o viață foarte tumultoasă alături de mulți sportivi, mă rog, cu un corp de invidiat pe plajă, alerga printre alături de valurile oceanului.
dacă s-ar fi rezumat conflictul la discuțiile dintre domnul Florin Câțu și Killnet, ar fi fost savuros și am fi râs mult. Dar, din păcate, lucrurile n-au mers numai în acea direcție. Mihai, îți mulțumesc tare mult. A fost o lecție, cel puțin pentru mine a fost o lecție de securitate cibernetică. O să țin cont de sfaturile tale și o să-mi schimb toate parolele, care nici nu sunt așa multe, că e una care o folosesc la toate site-urile la care mi se cere parola. Știu, e o greșeală uriașă, e de-a dreptul o prostie, nu e numai o greșeală, dar uite, o să țin cont, speriat de ce fac rușii de la Killnet cu site-urile și cu ce se întâmplă cu netul românesc. Îți mulțumesc încă o dată, Mihai, și sper că toți cei care ne-au urmărit discuția își vor lua măsuri suplimentare de protecție cibernetică. Îți mulțumesc, Victor, pentru invitație și așa de tare. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până când ne vom revedea, toate cele bune!